găsit, sunt Adrian Boioglu. Iată-ne la o primă emisiune organizată pe Tulcea News. De această dată am ales o comună frumoasă din județul Tulcea, o comună care este în plină dezvoltare și mai mult decât atât o comună care a reușit în ultimii ani și cu ajutorul unui primar pe care îl veți cunoaște în curând să se dezvolte mai mult decât credeau locuitorii și de ce nu locuitorii din județul Tulcea. Vorbim despre comuna Casimcea, sunt alături de domnul primar Gheorghe Țilincă. Bun găsit, domnule primar! Bună ziua! Vorbeam de comună frumoasă și știți de ce? Pentru că așa cum discutam și înainte de interviu, în momentul în care am intrat în comună, ce mi-a atras atenția a fost locul ăsta frumos din fața primăriei. Un loc cu un gazon perfect, statuiei lui Eminescu și a lui Cuza, se vede mâna de om gospodar, ca să zic așa. Dă-ți seama, am îmbinat politica statală a lui Cuza cu poezia lui Mihai Eminescu. Și mai mult decât atât, peste drum aveți Căminul Cultural cu statuia lui Jalea și, și a tatălui lui. Sunteți primar din 2004. Corect. După atâtea mandate, mai este ceva ce vă doriți încă să se întâmple sau credeți că ați realizat tot ceea ce v-ați propus în momentul de față? Păi, ce să vă spun, întotdeauna sunt lucruri de făcut. În ceea ce mă privește, eu cam 80% am realizat din ce mi-am propus, dar sunt destule lucruri care mai trebuie să făcute și după ce noi mai fiu eu primar aici. Din 2004 și până acum a trecut multă vreme și s-au schimbat multe lucruri. Comuna Casimcea, să vă dau un singur exemplu, în 2004 nu avea telefonie, nu vorbim de telefonie mobilă. Telefonia fixă reprezenta telefoane de alea cu bătăi în furcă și spuneai, alo, centrala, vreau și eu la 1-4. Cât de multe s-au schimbat, da, în 15 ani. Aveam, pe vremea aia, centrala funcționa 8 ore pe zi, 4 dimineața, 4 după amiază, iar sâmbăta și duminica nu funcționa deloc. Vă dați seama, eram izolați complet, în 2004. Ei, și acum, sigur, avem telefonie mobilă, telefonia fixă e prin fibră optică, nu se pune problema, internet gratuit în toate zonele centrale ale comunei, parcurile pe care le-ați văzut dumneavoastră, toate beneficiază de internet gratuit. Nu numai că nu sunteți izolați, dar oamenii cred că și vor să vă viziteze atunci când vor vedea frumusețea asta de par de aici. Îmi spuneați înainte de emisiune că vă place atât de mult verdeața și asta pentru că veniți dintr-un domeniu unde toată activitatea se desfășoară pe un covor verde. Sigur, sunt profesor de sport și iarba pentru un sportiv este viață. Vă dați seama. Când jucam fotbal până în 90 la stadion acolo, jucam pe Maidan, cum era pe vremuri, veneam acasă juliți. Și ce mi-am dorit cel mai mult a fost, după ce am fost primar, este să refac stadionul, nu atât ca tribune și vestiare, cât ca suprafață de joc. Cum l-ați găsit stadionul? Cum arăta înainte să deveniți primar? Păi în 2004, din păcate, stadionul ajunsese groapa de gunoi a comunei. Vreau să vă spun că am cărat în vara al 2004 și vara al 2005, 2 ani de zile la rând, am cărat gunoiul de acolo. Și în 2006 am refăcut stadionul, toamna l-am gazonat. Ieșise un gazon de o frumusețe rară. Și, dom'le, a venit o ploaie mare atunci. Până lângă stadion trece pârâul Casimcea. Și ne-a inundat stadionul, a băgat apă pe el jumătate de metru. S-a podmolit. În primăvară l-am arat din nou, l-am semnat, dar de jur împrejur am făcut un dig. Aha. De protecție. O să vedeți. De data asta aveți experiența ploilor. Și avem gazon din 2007 și până acum sunt 12 ani de când avem gazonul impecabil. Am jucat, a avut 6 ani de zile echipă de fotbal, din care 4 ani am fost campioni ai județului Tulcea, să joacă și acum și să vedeți că nu trebuie să-l schimbăm de 2 ori pe an, probabil că îl schimbăm de 2 ori la 20 de ani. Noi la Tulcea News scriem frecvent și mergem în toate localitățile județului Tulcea și primul lucru la care mă uit sunt drumurile. În momentul în care am intrat în Casimcea,
drumul nu numai că era bun, dar am văzut artere secundare, nu doar cel principal, care erau asfaltate. Sunt zone care probabil, nici nu vreau să vă întreb cum erau acum 12-15 ani, cum da. Arătau. Oamenii nu cred că au văzut în viața lor asfalt pe, da. Pe strada din fața porților. Cum arătau acum și cum arată acum? Dacă e să vorbim așa puțin de infrastructură, înțeleg că ați ajuns totuși la a asfalta 80% din drumurile din localitate. Da. Drumurile din localitatea noastră însumează 35 de kilometri, din care am asfaltat vreo 27-28. Am asfaltat, mai avem de asfaltat într-un cătun Cismeaua Nouă, drumurile de acolo, sunt două, cătunul ăsta Cismeaua Nouă, în el mai locuiesc vreo 20 de familii. Au apă curentă, vreau să spun că acum 2 ani de zile am tras apă curentă, și au două străzi principale paralele. Alea două trebuie să le mai asfaltăm și legătura satului cu drumul județean, care e vreo 4 km și era trebuie asfaltat. În rest, ne putem mândri de faptul că am asfaltat toate străzile și ulițele din toată comuna Casei. Și mai mult decât atât, v-ați ocupat și de trotuare. Da, am făcut și în... Cel puțin în zona centrală. În zona centrală, sigur, sunt trotuare făcute. Avem cam 2000 de metri pătrați de trotuare. Zona centrală ne-am ocupat atât, ca și în se curte, vede, știți, facem întâi fața casei și după aia... Acolo e mâna de gospodare, da. Până la urmă în fața porții, trebuie să ai curățenie da. În fața porții, cum se zice. Da. Apropo de asta, prima întrebare care răsare în mintea tuturor este, în momentul în care ai drumuri, te gândești bun, dar rețeaua de apă cum este? Pentru că dacă faci mai întâi drumurile și după aia te-ai pus să sap pentru conducte, e puțin cam urât, adică se strică totul. Cu rețeaua de apă am rezolvat problema 100%. Deci e totul rezolvat în comună. Deci comuna Casinci are 6 sate, din care 4 sate și 2 cătune. Cătunul ăsta, Cismeaua Nouă, de care v-am zis că are 20 de case, și mai e un cătun, Haidaru, care unde sunt 4 case. Mm-hmm. Numai în Haidaru n-am tras apă centralizată. În restul, toate localitățile, Casincea, Războin, Corugea, Rahman, Cismeaua Nouă, au apă curentă. Începând cu 2004-2005, când am băgat apa în Casincea, au urmat Rahmanul, dacă nu mă înșel, Corugea, Războiniu și Cismeaua Nouă, la 20 de case. Vă administrați singură rețeaua de apă? Sau da, avem o societate de servicii publice cu a Consiliului Local și această societate administrează... Contează mult pentru că prețul e mult mai mic în acest fel. Sigur că da, față de alte comune unde noi la noi prețul este 3 lei cu TVA cu tot. Sunt comune în care e și 6 lei metru cub. Da. Ca să nu mai zic că dacă ajunge la canalizare se plătește dublu. Avem exemple de genul acesta. Canalizarea o facem acum. Suntem, proiectul de canalizare este în curs. Execuție. Da? Da. M-am făcut din el, cred că 20%. Conform graficului, ar trebui în vara anului viitor să terminăm cu ea. Probabil că o să vine timpul rău, acum o să stopăm lucrările. O să le reluăm la anul, dar până în vară, la august, trebuie să fie gata. Apropo de chestia asta, dacă tot facem drumuri, trebuie să le facem să arate bine și pe timpul nopții. Iluminat, am văzut că e așa cum trebuie să fie, adică aveți iluminat public în toată comuna. Da, avem iluminat, am accesat un proiect cu fonduri de la PND, prin PNDL, Proiectul Național de Dezvoltare Locală, și am luminat toți stâlpii din toată comuna Casincea, 900 de stâlpi cu fonduri de la prin PNDL, iar restul până la 1200 cu fonduri de la noi. Asta e o chestie bună, oamenii deci se pot bucura. Toate străzile sunt luminate ca ziua. E vorba și de siguranța omului până la urmă. Și cu becuri economice. Asta contează cel mai mult. Și vreau să vă spun că noi curentul electric pe care îl folosim în iluminatul public, la școli și la primărie, nu îl plătim. Cum așa? Și să mă întrebați de ce. Cum așa? Care-i secretul? Poate învață și alți primari de la dumneavoastră. Nu plătim pentru că acum câțiva ani o firmă din București care se cheamă Electricom a dorit să facă un mic parc de centrale eoliene în comuna Casincea. Noi am pus la dispoziție teren neproductiv pe care îl aveam, iar în schimb acest teren ei ne dau nouă 440 de megawați curent electric. Excelent. Ați avut și noroc, pentru că nu peste tot pot fi instalate centrale eoliene, dar chiar și așa, simplu fapt că v-ați gândit să duceți toată această chestie în beneficiu comun, e o chestie foarte bună.
nu plătim curentul în sine, să ne plătim distribuția și accizele care nu ține. Trebuie să ia și statul. Da. Da. Da, până la urmă, da. ne place certificate revers tot. Absolut. Da. Trecem așa de la infrastructură la un învățământ care mi este drag mie și cred că și dumneavoastră, pentru că din ce am discutat, partea asta de învățământ, mai ales că ați fost profesor. Sunt și în continuare. Și sunt, așa, vă este aproape de suflet și aș vrea să vă întreb, în ce stadiu sunt școlile, dar mai ales terenurile de sport din Comuna Casimcea? Păi, despre învățământ, cred că am discutat multă vreme și probabil să faceți o emisiune separată despre învățământ, pentru că învățământul la noi în România, în învățământ sunt probleme serioase de orice fel, de organizare, de legislație, de atitudine, de mai multe lucruri. E nevoie de un profesor care să fie la cârma tuturor, să nu uite că aveți și un președinte care e profesor. Da, eu sper că, în legislația viitoare să se adune toți la masă factori interesați, dar mai ales partide politice, să pice de acord la un proiect de lege, ceea ce înseamnă învățământul, și 10 ani de zile să nu se mai bage pe el. Așa ar fi bine. Revenind la noastre. Dacă profesorii conduc țara, eu zic că suntem pe drumul cel bun și faptul că avem un președinte, iată avem un primar în persoana noastră care sunteți profesor, sunteți și ați fost profesor. Domnul președinte are un pact pe educație, sper ca în mandatul care urmează să-l și pună în practică și să iasă un lucru bun. Asta contează mult. Vorbeam despre reabilitarea școlilor. Ați realizat-o, ce v-ați propus? Mai aveți de lucru acolo? Cum vedeți situația acolo? La școli nu prea mai avem de lucru. Noi avem 4 școli, în general, în 4 sate, în Cătunele nu mai au școli. Uh-huh. Și școala Casimcea, unde e școala centrală, am reabilitat-o școala, am făcut un teren de sport cu gazon sintetic, o să vedeți, mă mândresc mândria cu asta că da. Sunt profesor de sport și îmi place, da? Am reabilitat școala de la Rahmanov, școală care acum mai funcționează grădinița și încă 3 clase de la ciclu primar. Școala de la Corugea reabilitată cu centrale termice, cu WC-uri în interior cu totul. Școala de la Corugea, de la fel, doar funcționează doar grădinița și 3 clase de la ciclu primar. Școala Războin, la fel, reabilitată. Și acolo funcționează grădinița și încă 3 clase din ciclu primar. Câți copii mai aveți în comună? În comună mai sunt cu totul, cu grădiniță, cu tot vreo 350 de copii. Nu sunt foarte mulți, dar văd că... Cifra care înseamnă jumătate din câți copii erau în anul 1980 când am venit eu aici. Deci jumătate. Nu sunt foarte mulți, dar văd că vă preocupați să le asigurați toate condițiile de care au nevoie. Da. Ce să vă spun... Perspectiva natalității este una sumbră la noi aici, pentru că din an în an vin mai puțin copii și tare mi-e frică că în câțiva ani de zile școlile astea de care v-am zis, unde învață numai ciclul primar și credința, să nu se desfințeze. Din fericire, eu știu, condițiile bune îi pot motiva pe părinți să vină și să rămână în comună, să nu meargă în altă parte. E o chestiune care trece peste capul nostru. Eu mai mult de atât nu pot să fac. Politica natalității și a întoarcerii celor plecați de acasă nu mai ține doar de mine. Noi apropo de natalitate, mergem și la un alt domeniu la care nu numai că ați pus suflet, dar ați pus și o grămadă de muncă, mă refer la partea de sănătate a locuitorilor. Aș vrea să vorbim puțin despre reabilitarea dispensarului, ce lucrări ați făcut acolo și eu știu dacă mai e ceva de făcut în întrefață. Dispensarul nostru este un dispensar mare. El este așezat pe malul părului Casimcea și până acum câțiva ani, când am reabilitat albia râului, s-au construit baraje împotriva inundațiilor, dispensarul a fost inundat de vreo 2-3 ori. A fost nevoit să-l abandonăm și să mutăm temporar dispensarul în clădirea fostei primării și în clădirea unde a funcționat primăria până acum vreo 6 ani. Și
Și ne-am propus să-l reabilităm, pentru că clădirea unde funcționează acum nu este... Nu era, era improprie pentru asemenea activitate. Am reabilitat dispensarul, iar recepția finală a lucrărilor am avut-o acum o lună jumate. Cât ați investit acolo? Sau știu de unde au venit banii pentru investiția necesară? De la PNDL. Investiția s-a ridicat la în jur de 1 milion de euro. Bani serioși. Ceva. Dar vreau să vă spun că dispensarul nostru la ora actuală este unul dintre cele mai moderne, ca să zic așa, dotat cu mobilier, dotat cu aparatură, dotat curtea îngrijită, gardurile. Sunt orașe din Județul Tulcea care nu au așa ceva, acolo, trebuie spus. Acolo, în primăvară, pentru că acum este iarnă, nu putem să ne mutăm acolo, o să mute dispensarul în speță medicul de familie, cabinet stomatologic, cabinetul stomatologic acolo, farmacia și suntem în discuții cu niște medici pentru că dorim ca să dezvoltăm, să facem o zonă de permanență aici la noi. Contează mult, contează mult. Da. Dar e mai greu, știți cum e, lipsa de medici, în sfârșit. Asta dorim să facem. Ceea ce suntem siguri este că în primăvară se va muta cabinetul stomatologic, farmacia și medicul de familie. Cum reușiți să aduceți medici aici? Pentru că nu sunteți aproape nici de Tulcea, nici de Constanța. Și atunci îmi dau seama că e greu să-i convinge să vină aici sau să își desfășoare măcar activitatea câteva zile pe săptămână la Găsimcea. Am avut probleme. Noi am avut un medic de familie sirian, Salah Alichilo. A venit aici când eu eram viceprimar, în 1997 sau 98, nu mai știu bine. Și a stat până acum 2 ani de zile, când s-a dus la Tulcea, la UPO, face serviciu de urgență acolo. E mai bine plătit, în sfârșit. Și ne-a fost tare greu până am adus un medic de familie, am adus o doamnă de la Constanța, a stat ceva vreme, dânsa nu i-a convenit cu banii și și-a găsit serviciu prin Franța. Dar acum... E greu să concurați cu Franța, dacă e să o luăm așa. Și Constanța, dar, până dar acum am găsit medicul de familie care la Ciucurova, vine și la noi 2 zile pe săptămână și l-am convins să vină pentru că îi creăm niște facilități. Și în limita legii putem să-i asigurăm transportul, energia electrică, lemnele pentru încălzirea de iarnă. Și contează mult și condițiile atunci când lucrezi într-un dispensar modern cum e cel de la Găsimcea. Da. Este greu să refuzi o ofertă genul ăsta și altfel este duci într-un dispensar care n-a fost reabilitat de 15-20 de ani, care n-are căldură, care n-are mobilierul necesar și așa mai departe. Are un garsonier unde poate să stea. Vreau să vă spun că la dispensar, în curtea dispensarului, pe care o să-l vedeți, o să-l filmați, mai este o clădire în paragină acum, unde a fost pe vremuri casa de naștere. Casa de naștere. E clădirea, noi ne-am propus ca în următorii 2 ani de zile să o aranjim, să facem locuință pentru medici. El medicul are acum o garsonieră unde să stea, dar vrem să facem o locuință mai mare unde poate să stea 2-3 medici. Înțeleg că aveți și asistenți comunitari pe care... Da. Avem la primărie angajat un asistent comunitar, ținând cont de faptul că la noi sunt vreo 270 de romi. Am angajat un asistent comunitar care se ocupă mai mult de ei. Îi sfătuie, îi îndrumă în ceea ce privește igiena corporală, igiena alimentară și așa mai departe, înțelegeți? Să meargă la școală, să... Integrare pentru integrarea în societate, să integrăm. Dar de când am angajat asistentul comunitar, vreau să spun că copiii de romi, 80% vin la școală. Contează mult. Da. Mai avem și un asistent angajat al primăriei, asistent social, care se ocupă cu ce înseamnă bătrânii, copiii care rămân aici, părinții sunt plecați pe afară, fac rapoarte săptămânal. Avem o echipă destul de bună în ceea ce privește asistența aici, asistența socială.
colaborează foarte bine cu medicul de familie, cu asistenta medicului de familie și, în general, cred că facem o treabă bună. Oamenii trebuie să fie până la urmă și să-ți găsească, așa cum spuneați, servicii de calitate în ceea ce privește sănătatea, să aibă drumuri bine făcute, iluminate, o rețea de apă, dar ajunge și la un domeniu care de multe ori lipsește în multe comune și pe care, iată, la Casimcea, ați reușit nu numai să vă ocupați de acest domeniu, ba chiar să-l faceți un lucru de excelență. Mă refer la partea de cultură și recreere. Mă refer în primul rând la Căminul Cultural de care vorbeam, care arată superb și care mai mult decât atât găzduiește activități de care și un oraș ar fi mândru, dar apoi o comună așa cum este Casimcea. Păi în Casimcea este născut Ion Jalea, al doilea artist după Brâncuș, cred, al României, al doilea sculptor. Atunci trebuie să duceți mai departe moștenirea lui. Iar Căminul se cheamă Căminul Cultural Ion Jalea. Ați început reabilitarea lui în 2016. Da, Căminul l-am reabilitat în 2016. El a fost construit până anii 65. Uh-huh. Și de atunci și până acum, vă dați seama, nu? L-am mai cărpit noi așa, dar reabilitarea 100% am făcut-o în 2016 prin Compania Națională de Investiții. Arată un cămin modern, cu încălzire, cu scaune, cu dotarea, cu lumini, cu sonorizare. Și nu este doar un cămin cultural, până la urmă. Este un loc care găzduiește un muzeu, un adevărat muzeu. Aici, la Căminul Cultural, își are de sediu Cercul de Pictură, condus de doamna profesoară Frigiu Eugenia. Dânsa este o profesoară de desen și limbă franceză. Este o talentată și o împătimită a penelului și a reușit cu copiii din Casimcea să câștige destul de multe premii în ceea ce privește pictura. A fost simpozioane organizate de către biserici la nivel de Tulcea și la București. Au luat premiul întâi la București și la mai multe. O să vedeți acum, sunt grupe, copii mici și copii mari, grupe de pictură și doamna face o treabă foarte frumoasă acolo, apreciată de toți cei care vin la noi, au apreciat foarte mult treaba pe care o face doamna. Și fiind o cameră liberă sus, unde înainte era să chema biroul directorului de cămin, așa cum postul era făcut, camera aia fiind liberă, ne-am gândit noi să-i dăm o folosință. Și tot ideea doamnei Frigiu a fost să facem un mic muzeu al statului. Și am dat noi sfoară în țară cine are obiecte vechi care țin de cultura populară, de, eu știu, de tradiția comune ca Casimcea, să aducem obiecte. Și s-a creat așa o emulație încât obiectele care le-am adunat nu mai încap acolo. Și o să vedeți, aveți nevoie de clădirea nouă. Să vedeți o grămadă de lucruri extraordinar de interesante acolo. Lucruri din 1913, o fotografie a unui cântăreț al bisericii confirmat de către preot. Să vedeți ce frumos. Acest muzeu, care acum este neîncăpător, spațiul este neîncăpător pentru ce este acolo, după ce dispensarul se va muta din fostul local al primăriei la origine, vreți să-l mutați acolo? Mutăm acolo Muzeul Statului, pentru că sunt multe lucruri de pus și vrem să facem o cameră specială pentru Ion Jalea, pentru Ioan Mircea Casimcea și alte personalități care aparțin acestei comune. Pentru că în afară de Ion Jalea, comuna Casimcea mai are scriitori. Mircea Ioan Casimcea are 82 de ani, trăiește în Turda, a fost născut în Casimcea, este membru al Uniunii Scriitorilor, a scris nenumărate romane, cărți de copii, poezie și ce vreau să vă spun, acest om care și-a luat și numele de Casimcea, eu știu, lucru care nu ne face cinste, acest om de 4 ani încoace, în fiecare serbare de terminare a anului școlar, vine aici și premiază primele 12 medii cele mai bune cu câte un premiu de 5 milioane de lei. Un gest superb pentru copilași. Da. Și este un om care trăiește într-un modest apartament în Turda. Este un om care vă dați seama că din scris în zilele de astăzi nu prea
să câștige foarte mult, dar e un gest nobil pe care îl face. Și vrem o cameră să o dedicăm dânsului, Eugenie Ivâjeac, altă scriitoare din Comuna Casmice, a personalității, cum a fost Mircea Ciurea, profesor universitar, doctor, a fost șeful secției de chirurgie de la Spitalul Universitar din București, și mai sunt destui oameni care... Aveți fii ai satului care să vă mândiți, da, într-adevăr. Păi, la cămin aici, acum 3 ani de zile, am avut, cum să zic, inspirația și să aducem la cămin toți profesorii, învățătorii și educatorii care au predat de-a lungul timpului la Casincea. A fost o muncă destul de grea până i-am găsit pe toți, adrese, vă dați seama. Dar a fost o întâlnire extraordinar de emoționant. A fost profesorii care aveau 86 de ani, care n-au mai fost prin Casincea decât 40 de ani, 30 de ani, 50 de ani. Și până la urmă aveți și ce să le arătați aici, pentru că localitatea, da, s-a transformat, da, în ultimii ani. Da, și de atunci în fiecare an ne întâlnim cu profesorii și de 2 ani de zile, pe lângă această întâlnire amicală și prietenoasă și de suflet așa, mai facem și câte o activitate. De exemplu, acum 2 ani de zile am lansat o carte, doamna profesoară de geografie, Sărgio Zan Volumea, care e născut în comuna Casincea, sat Coruge, acum este pensionară și trăiește în Hârșova, a scris o carte, Repere Natale. Am lansat cartea Repere Natale, acum 2 ani. Anul trecut am lansat cartea, tot dânsa, îndrumător turistic al comunei Casincea, fiind profesoară de geografie, a făcut și treaba asta, o treabă foarte bună, și vorbește despre zonele protejate din comuna Casincea, cum ar fi, de exemplu, Valea Mahomencii, o vale superbă în care să văd șisturile verzi, colțane, cum le zicem noi, ieșiți din pășune, așa, cu un fir de apă, primăvara, în aprilie, mai când e iarba negru de verde, e crudă, e un peisaj superb. Și dânsa a scris acolo în carte cele mai importante lucruri despre comuna Casincea, lucruri care, eu știu, ar interesa și pe alții, nu numai pe noi. Un alt subiect cu care sunt convins că vă mândriți, chiar dacă poate nu o spuneți suficient de des, este Doina Casincei, ansamblul copilașii aceștia care depun o muncă extraordinară și participă la tot felul de evenimente, nu numai în județul Tulcea, chiar și în țară, în care duc mai departe tradițiile, muzica, jocul de aici, de la Casincea. Da, a fost tot așa un gând al meu și al soției mele, soția mea fiind învățătoare acum pensionară. Noi când eram mai tineri așa, aveam la școală echipă de dansuri, dansam și noi, și zic, ne-am gândit că n-ar fi rău ca în acest peisaj în care cultura și obiceiurile populare, vedeți dumneavoastră, să cam dă pe planul 2 așa, să înființăm un ansamblu de dansuri. Și am găsit în tânărul Marian Coman de la Tulcea, un tânăr dansator la balade de tec și în același timp și instructor, am vorbit cu el, a fost de acord să înființăm ansamblul de dansuri Doina Casincei. L-am înființat acum 6 ani. 6 ani, cred. Și în 6 ani a devenit cunoscut în toată țara. Și în 6 ani a devenit cunoscut numai în țară, dar am fost plecat și peste hotare, unde am câștigat premii nenumărate. S-a pus o muncă foarte mare, atât din partea instructorului, care făceau câte 2 repetiții pe săptămână, cât și financiară de către noi, pentru că vă să zic că aveam în jur de 50 de costume populare, fete și băieți, cumpărate noi nouțe, ne-au costat o grămadă de bani, dar sunt autentic costume populare nord-dobrogene. Ansamblul funcționează pe 3 grupe, grupa mică, cei mai de 6 ani care vin acum să se formeze, grupa mijlocie și grupa mare în care dansează copiii de la 6-a, 7-a și a 8-a, pentru că în fiecare an se primește asta, cei de 8-a pleacă, vin ceilalți, uite așa. I-am văzut la televiziune, i-am văzut, da. Vom realiza și noi un reportaj pe Tulcea News, tocmai pentru a discuta despre toată această muncă a lor și despre dedicarea pe care o oferă
atât profesorii instructori, cât și, cât și cei mici, și chiar vă recomandăm să urmăriți Tulcea News, pentru că un astfel de reportaj va fi publicat în perioada următoare, în care veți vedea cu câtă dăruire se desfășoară aceste activități. În momentul de față dansează în jur de 80 de copii din școală, vă dați seama, e o cifră foarte mare. Și 80 din 300, din probabil. Din 350, care sunt tot cu grădința. De acest ansamblu se ocupă ONG-ul Ion Jalea, o organizație fără profit. Membrii sunt profesori de la școală și ne ajută foarte mult, sunt neremunerați, tot ce fac este muncă. Voi e voluntariat, muncă voluntară, sigur. Da. În colaborare cu firma Verbund, care are cel mai mare parc de turbine eoliene, în colaborare cu ei îi ducem deplasări, ei ne ajută cu sponsorizări. I-am dus în Macedonia, i-am dus în Austria, la Viena, invitați de către firma Verbund, de la încântat de sărbători acolo, i-am dus în Polonia, i-am dus în Bulgaria, am dus în Republica Moldova, unde i-am mai dus, Doamne? Și nu mai vorbesc în țară, aici cam peste tot și am obținut premiul întâi peste tot aproape. Un alt domeniu la care aș vrea să ajungem este cel al reabilitării parcurilor și al lăcașelor de cult din comună. Știu că ați depus o muncă susținută și în acest sens în Casimcea. Păi, trebuie să vă spun ceva. Dacă în țara noastră lucrurile încă nu s-au așezat așa cum trebuie și populația țării, sau cel puțin locuitorii comunei Casimcea, sunt într-o zonă așa incertitudinilor, singurul lucru care ne leagă fundamental a rămas biserica. Și în ce stadiu ați găsit bisericile și cum arată ele acum după 15 ani? Sigur că bisericile pe timpul Ceaușescu n-au fost, nu s-au mai ocupat nimeni de ele. Știți că religia aia nu era o chestiune de care să se preocupe. Era un subiect tabu. Era un subiect, da, așa. Le-am găsit, da. Ce pot să vă spun este că am intervenit să le reabilităm. Singura biserică care am reabilitat-o de la un cap la altul a fost biserica din localitatea Cismeau Nouă, care era părăsită aproape. Geamurile sparte, cântau ciorile prin ea, înțelegeți? Am reabilitat-o și împreună cu părintele care slujește acolo, părintele Daniel, am făcut o biserică cochetă, frumoasă, cu cel mai mare drag. Am început să construim o biserică nouă la Războiul, în stadiul ei este în jur de 60% realizată. Sperăm ca în 2 ani de zile să finalizăm lucrările, iar bisericile celelalte din Rahmanu, localitatea în care m-am născut eu, din păcate, trebuie să vă spun că nu am reușit să-i fac nimic la această biserică și una dintre prioritățile mele de acum încolo este să reabilitez biserica din localitatea Rahman, o biserică de altfel care seamănă, numai că nu are turnurile întoarse, seamănă cu biserica Mănăstirii Curții de Argeș. Apropo de proiecte viitoare, aș vrea să vorbim puțin și despre căminele culturale din statele care aparțin comunei. Deci, ce planuri aveți cu acestea? Cum vă spuneam și la început, mai sunt destule lucruri de făcut. Mai sunt de reabilitat căminele culturale din Corugea, din Războieni. Mai avem de făcut un cimitir, pentru că cimitirul vechi este aproape plin. Mai avem de făcut câteva parcuri aici, în centrul comunei, sunt câteva zone Maidan, ca să zic așa, am reușit să cumpărăm acest teren de la privat și să facem parc și acolo. Încă n-am făcut la școală, școala noastră nu are terenul de sport foarte frumos și Casimcea și Războieni, teren de sport, v-am mai zis de ele, dar nu avem sală de sport pentru că nu avem teren lângă școală. Pentru a avea și activități de iarnă. Da. Am reușit să cumpărăm terenul de lângă școală și de lângă grădiniță la 10 metri din acolo și vrem să facem sală de sport. Și acolo. În privința zonei de agrement, înțeleg că intenționați să o extindeți cumva zona aceasta. Da. Avem în momentul de față, în suprafață de un hectar și ceva de parcuri. Dar parc cu gazon, parc adevărat, nu ce ați văzut pe la televizor unde a făcut parcuri și pășteau vacile pe acolo.
Nu, sunt parcuri adevărate cu gazon, cu băncuțe, cu... O să le vedeți. Absolut. Da. Și intenționăm să mărim această suprafață de parcuri. În centrul comunei chiar e o zonă în care, v-am mai zis puțin mai înainte, am cumpărat acel teren de 4.000 de metri pătrați să-l facem parc. În cartierul SMA, în mijlocul cartierului, acolo e o zonă unde pe vremuri a fost o livadă de vișini, dar acum s-a distrus și acolo vrem să facem și în locuitorul de acolo un parc pentru vârstne și pentru copii. Aveți o grămadă de proiecte care da. Merg către zona asta de relaxare și în același timp de parte de lăcașă de cult și nu numai. Aș vrea să vă întreb, cum simțiți că vă ajută, apropo, dacă intrăm și în zona asta de politică și administrație, Consiliul Județean și mai departe Guvernul, simțiți ajutor din partea lor? Aveți nevoie de mai mult ajutor din partea autorităților județene sau naționale? Care e situația acolo? Avem un guvern PNL. Da. Un guvern nou. Da. Nou PNL. Eu sper ca guvernul PNL să ducă mai departe o politică de investiții în satele românești, pentru că la Casincea e o situație fericită, dar vreau să vă spun că o să vedeți sate, vai de mama lor. Contează, vă spun eu, mâna gospodarului, pentru sigur. Că degeaba ai un primar care are bani și are, să zicem, chiar și zone de eoline și așa mai departe, dacă nu știe cum să administreze, cum să-i pună în bun folos, în folosul comunității. Sigur că da, dar vreau să spun că guvernul nostru PNL trebuie să ducă mai departe investițiile, finanțarea investițiilor în zona rurală, pentru că nu, domnul Adrian, nu trebuie multe facultăți să știi că în satul românesc trebuie șosea, drum, asfaltat, apă, canalizare. Nu trebuie multe facultăți. Și acum hai să punem ploama. Dom'le, în țara asta cât s-a făcut? Păi acolo mai trebuie acolo. Acolo trebuie să investiți bani. Corect. Că dacă am rezolvat aceste probleme, investitorii vin de la sine. Eu în Rahmanu am pierdut un investitor turc era, care vrea să facă silozuri mari, i-am oferit teren să facă tot. Știți de ce n-a venit turcul până la urmă? Un proiect de 4,5 milioane de euro. Pentru că drumul de la șoseaua națională, de la DJ până la Rahmanu, era prost, nu era făcut. Din cauza drumului n-am mai venit. Și un drum pe care nu puteți să interveniți noastră până și la urmă. Nu putem. Deci aici trebuie intervenit. Politicul și guvernele, indiferent cum s-or chema ele, trebuie să investească în infrastructura de la țară. Altfel, degeaba avem noi Valea Mahoniei frumoasă, că dacă drumul până acolo e prost... Dacă drumul e bun, puteți să aveți o zonă frumoasă, puteți să o transformați într-o zonă turistică. Sigur, oamenii pot să vină aici să facă excursii și așa mai departe. Consiliul Județean nu colaborăm bine la nivel de comună. Consiliul Județean față de alte dăți nu prea mai intervine atât așa de mult decât acolo unde sunt probleme de cofinanțare și intervin și ei. Dar nu mai finanțează proiecte Consiliul Județean la comune. Proiectele sunt finanțate direct de Ministerul Dezvoltării. Eu sper că și în continuare să mai accesăm fonduri și proiecte de la Ministerul Dezvoltării, pentru că, așa cum v-am zis, mai sunt lucruri de făcut aici. Aveți un an în care vor fi an electoral. Aveți de gând să mergeți în continuare? Să aveți o echipă cu care să duceți mai departe toate aceste proiecte? Știți, am avut odată o ședință la Consiliul Județean, în sala Consiliului Județean Turcia, a Asociației Comunelor. Am dat primarie din Comune Constanța, Turcia, mai mulți acolo. Și în luarea mea de cuvânt, că erau niște primari cu foarte state vechi, înțelegeți, și vorbeau așa ca și când ei ar fi fost pe veci primari și că vorbeau așa ca niște stăpâni. Și atunci am zis așa, domnule, funcția de primar pe care o duce un cetățean trebuie să aibă 3 mandate. În primul mandat se obișnuiește cu ce înseamnă primăria, face proiecte, în al doilea mandat scrie proiectele și le scrie, începe să le dea drumul să muncească la greu și în al treilea mandat să și le termine, iar de la al patrulea mandat deja este prea mult că să crede stăpân. Înțelegeți? Eu am deja 4 mandate și vedeți, proiecte încă mai sunt. Ce am spus acolo nu s-a potrivit cu ce am făcut eu în realitate. Dar am mai candidat și pentru al patrulea mandat, pentru că am avut destule proiecte începute și a trebuit să le termin. Și vreau să vă spun că eu, înainte de a candida, fac sondaj de opinie.
dacă oamenii mă vor, candidez. Dacă mai puțin de 50%, dacă am 49% dintre cetățenii Comunica Sfințea și nu mă vor, nu o să mai candidez. Ar fi și păcat ca asemenea proiecte. Dar dacă ultimul sondaj care l-am făcut acum mi-arăta o intenție de vot al locuitorilor de 70%, dacă ei mă vor, merg mai departe și eu pot să merg mai departe. Dar până la anul mai e și vom vedea. Apropo de... Cu siguranță. Apropo de locuitori, aș vrea la final să le transmiteți, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, un mesaj celor care ne urmăresc și un mesaj de, eu știu, și de încredere pentru anul următor. Nu neapărat urări de iarnă, de sărbători de final de an, ci și de încredere în ceea ce urmează. Păi, locuitorilor Comunica Sincea le transmit de acum multă sănătate, dragilor, pentru că sănătatea e mai bună decât toate. Le transmit că, așa cum am fost și până acum, voi rămâne același om pe care îl știți. Ușa mea e deschisă tot timpul. Eu nu am program de audiențe. La mine, oricine vine la orice oră și sunt aici, îi primesc. Telefonul meu este la toți. Să aibă încredere în viitor, pentru că sunt convins că noul mandat al președintelui Iohannis, un guvern al PNL-ului, vor schimba lucrurile în România în bine. Și mă refer la legislație, în primul rând. Trebuie simplificată enorm de mult legislația. Este stufoasă mai mult decât... Birocrația ne îngroapă hârtire. Birocrația ne îngroapă, da. Simplificat codul fiscal. Nu vedeți că acum eu, ca cetățean, care am ceva carte, mi-e greu ca să scriu singur declarațiile, da, păi un om de rând, vin la noi, oamenii în capitea vin la noi să-i ajutăm să-și scrie declarațiile, înțelegi, la fisc. Sunt destule probleme complicate pe care trebuie să le depășim, dar cu înțelegere, cu calm, cu răbdare, înțelegi, se pot face și aceste lucruri. Și vă mai spun că amenajarea pentru sărbătorile de iarnă, pentru că noi avem aici un centru oamenilor foarte frumoasă, le spun oamenilor din Casincea că o voi da drumul în jur de 15 decembrie, cât mai aproape de sărbători, pentru că atunci de sărbători să simtă și căldura sărbătorilor, dar și căldura venită și lumina venită din parcul ăsta de aici, de la noi. Pentru că, știți, am văzut că la Sibiu s-a deschis târgul de Crăciun de acum. Dom'le, până la Crăciun omul nu mai are niciun sentiment. La Sibiu îl fac și pentru că vin turiști din toată țara sau din Europa. Fac pentru bani. Exact. Pentru bani. Și vedeți dumneavoastră banul cum omoară tradiția? Așa este. Bun, atunci înseamnă că oamenii din Casincea vor avea o sărbători luminate. Asta e ceea ce vă dorești dumneavoastră. Da, și aș vrea să vă mulțumesc că ați acceptat invitația în emisiune și să duceți mai departe aceste proiecte, pentru că sunt bine începute, mai aveți puțin de realizat. Acum, nu știu, peste 4 ani poate să ne întâlnim să discutăm și veți avea planuri și mai mari și sper să le duceți mai departe și să realizați pe toate așa cum vă doriți. Știți care trebuie? Eu nu vreau să fiu Tutankhamon aici în primăria asta. Sper nu, că dar important este ca echipa pe care o aveți să facă treaba. Aici, noi, important, sigur, este și conducătorul, că creează direcții, pune oameni la treabă, știe să-și aleagă oamenii, colaboratori. Sigur că liderul are un rol fundamental, dar la fel de important este și echipa, să știți că eu plec, că foarte mult timp, sau mult timp din activitate, eu sunt plecat. Dar în spatele meu trebuie să meargă treaba. Deci echipa, și avem echipă bună la achiziții publice și care se ocupă, echipa care se ocupă. Sunt două fete, o fată cu normă întreagă și o fată cu jumătate de normă de la școală, ca să o ajute. Lucrează foarte bine și chiar dacă nu o să mai fiu eu... Aveți încredere că treaba va merge în continuare. În general, echipa de la noi, de la primul, este o echipă destul de îmbătrânită, dar e o echipă bună. Felicitări încă o dată și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Domnilor și domnilor, mă bucur că am început această emisiune la Casincea tocmai pentru că avem ce să vă arătăm. Avem un primar care e mâna aia de gospodar, omul care nu numai a venit, s-a uitat ce nu e în regulă și a lăsat anii să meargă și mandatele să meargă, ci a venit, a tras finanțări,
iată și de la Compania Națională de Investiții și de la PNDL, a venit și a făcut toate aceste lucruri în folosul comunității și mai mult decât atât, vine cu proiecte noi în fiecare an, vine cu proiecte noi în fiecare mandat pentru a duce mai departe atât frumusețea ca Simcei, dacă vreți prin ansamblu folcloric, dacă vreți prin parcurile, zonele acestea cu verdeață, dar și felul în care are grijă de școli sau de toată zona asta de educație din comună pentru viitoarea generație, le duce mai departe și le face așa cum trebuie să fie făcute. Eu sunt Adrian Boioglu, țin să spun că ușa noastră la Tulcea News este deschisă oricărui primar care are ceva de spus, oricărui șef de instituție care vrea să facă treabă și care vrea să arate că și în județul Tulcea se pot face chestii bune pentru locuitori, așa fel încât oamenii să beneficieze de parcuri, de școli, de drumuri asfaltate, de rețele de apă și canalizare pentru a intra într-un județ Tulcea al anului 2020 mai frumos, cu proiecte mai bune și mai bine realizate. Eu sunt Adrian Boioglu pentru Tulcea News și vă doresc o zi mai bună!